Sunt mulți copii care se înscriu la diferite ramuri sportive, însă puțini reușesc să facă și performanță. O vorbă spune că este greu să ajungi în vârf, dar este și mai dificil să te menții acolo sus. De fapt, antrenorul Romeo Costică de la Budo Karate Slatina merge pe un alt principiu, acela că trebuie să nu te oprești din escaladat, chiar dacă ai ajuns în vârf, iar rezultatele obținute de elevii săi de-a lungul timpului confirmă această afirmație. La secția de karate tradițional știți că an de an suntem campion mondial la foarte multe categorii de vârstă. Anul acesta am avut cele mai multe rezultate la nivelul campionatelor mondiale din istoria clubului pe care îl conduc. Club care este înființat din anii 90 de către regretatul antrenor și profesor Silviu Bărbulescu. Muncă pe care am continuat-o din 93 până în momentul de față de mine ca și antrenor. Și antrenorul Gabriel Dumitrescu de la secția de judo a liceului cu program sportiv Slatina își propune an de an să obțină medalii cât mai strălucitoare. Ne bucurăm că reușim să aducem premii și rezultate pentru Slatina și cel puțin noi cei de la secția de judo de la liceul cu program sportiv ne vom face datoria în continuare. Vom încerca să venim cu medalii, să păstrăm ștacheta de la cei mici până la cel mai bătân dintre sportivi. Sportivii slătineni demonstrează an de an că sunt cei mai buni și că avem cu ce ne mândri.